Am acest fundal roz pentru că viața este roz. Nu credeți că este? Nu mă interesează ce credeți. De ce nu am mai postat un an de zile? Pentru că am fost ocupată. Foarte ocupată. Pentru că, printre altele, am o viață. Știu că nu mă credeți. Sunt foarte mulți hateri acolo. Care nu mă cred, care vor spune: oh, n-ai mai postat că ești plictisitoare și n-ai ce să spui, sau ce ai tu o viață, n-ai o viață, ești ratată, du-te și împușcă-te. Sunt mulți, dar mor de fapt de invidie. Și de ce mă invidiază? Mă invidiază pentru că sunt frumoasă? Nu, nici pe departe, adică I'm Jabba the Hutt, basically. Mă invidiază pentru că sunt super deșteaptă. E, aici aș putea spune că da, probabil. Da, nu sufăr de Dunning-Kruger. Adică nu sunt proastă și mă consider deșteaptă. Sunt doar above average, să zicem așa. Dacă vă deranjează faptul că fac combinații între română și engleză, să știți că mă doare la banană. O să fac ce vreau eu, pentru că este canalul meu. Da, am 12 ani și de asta vorbesc așa. Dar, oameni buni, adică trebuie neapărat să vorbesc din cărți. Asta vreți? Să vorbesc din cărți? Poți să vorbesc și din cărți. Adică mă pretez la orice. Dar ideea este că vreți să fiu sinceră sau vreți să fiu o altă terminată care apare pe net și vă povestește chestii de care nu vă interesează? Și o să ziceți acum: păi, dar ce interesează ce ai spus acum? Adică despre ce vorbești, că nu vorbești despre nimic? E, acolo ajung. Vreau să vă spun că de acum înainte asta o să fie abordarea pe acest canal. Nu mai fac videouri cu fața mea, că v-am spus, nu sunt Gigi Hadid sau ceva. Ne deja mă știți. Vă întrebați acum: dar ce-ai pățit? Arăți mai rău decât înainte? Adică e posibil așa ceva? Băi, nu neapărat că arăt mai rău sau mai bine, băi, niciuna nici alta. Basically arăt la fel. Dar nu vreau să stau să mă mai pregătesc, să mă machiez, să mă aranjez, să mă pun în cine știe ce unghiuri. Nu. Vreau să fie totul mult mai simplu, așa că o să auziți doar vocea mea. Acesta este un podcast. Gata, m-am rebranduit. Acesta este podcastul Cory K. Cory K Creations. Da, în care o să vă vorbesc despre viață, despre filozofia mea, despre părerea mea despre... De ce zic despre în continuu? Da, sunt retardată. Of! De ce este totul atât de greu? Nu asta vă întrebați și voi uneori? Sau nu vă întrebați? Nu vă puneți întrebări? Nu vă întrebați cine sunt? Ce caut aici? Care este scopul vieții? Care este rolul meu în această lume? Cum ar trebui să mă port față de ceilalți? Cum ar trebui să mă gândesc la tot ceea ce este în jurul meu? Sunt în realitate? În realitatea reală sau sunt în Matrix? Ce am făcut? Ce trebuie să fac? Cine trebuie să fiu? Vă puneți și voi întrebări de astea sau nu? Sau doar vă întrebați unde mă duc mâine, ce mănânc, ce-mi comand, la ce mă uit la TV? Da, pe de-o parte este bine, știi, să trăiești așa în ignoranță, să nu te intereseze, să nu-ți pui întrebări. Că așa, da, trăiești mai happy. Dacă nu te gândești la porcăriile astea. Dar at the end of the day, nu trebuie să ne punem și noi întrebări, totuși. Dacă toți suntem aici, nu trebuie să vedem ce se întâmplă, de fapt. Nu trebuie să realizăm ce rol avem noi în lumea asta. Sau doar așa mă gândesc eu pentru că sunt nebună. Dar sunt oare nebună? Un nebun
poate să fie conștient de faptul că este nebun? Sau în momentul în care declari sunt nebun, deja înseamnă că nu ești nebun? La fel ca atunci când zici că ești prost. Dacă zici sunt prost, nu ai nevoie de un grad de inteligență ca să-ți dai seama că ești prost? Adică, cu ce compari? Cum îți dai seama? Vedeți? Acestea sunt întrebările pe care trebuie să vi le puneți. Nu, ce perechi de blugi mi-au azi pe mine. No, fuck that. Da, ce încerc eu să spun? Nu lăsați viața să treacă pe lângă voi fără sens. Bine, doar dacă vreți asta, dacă vă face să vă simțiți bine, să trăiți în ignoranță, e perfect. Și nu mă înțelegeți greșit, nu zic, sunteți proști și eu acum am descoperit sensul vieții și sunt marea filozofă. Nu. Nu asta spun. Spun doar că trebuie să vă puneți întrebări. Trebuie să vă puneți întrebări. O să vă facă mai fericiți? Nu. Probabil din contră, o să vă facă mult mai nefericiți. Pentru că orice întrebare duce la cel puțin alte 100 de întrebări. Dar mai bine să cauți răspunsuri decât să accepti totul de-a gata. E bine să afli cine ești tu cu adevărat și ce vrei, decât să accepți părerile celorlalți și ceea ce îți dictează societatea și faptul că suntem spălați pe creier și manipulați. Dar ca să știi că ești manipulat, trebuie să citești despre asta, să te documentezi, să-ți iei informațiile din surse credibile. Nu orice scrie pe Facebook este adevărat, nu orice îți spune, nu știu, X sau Y. Nu, trebuie să treci totul prin filtrul tău. Să nu e de-a gata tot ce ți se oferă, orice informație. Trebuie să fii sceptic. De asta trebuie să faci. De ce? Că așa zic eu? Nu, dar așa e mai sănătos. De ce vrei să te fraierească toată lumea? Să-ți zică, păi cerul este verde. Da, și tu îl vezi albastru, da, pentru că așa zice ăla și îți mai zic încă 5, o să zici, da, bă, așa e, cerul e verde, dar sunt eu prost, nu văd eu bine. Nu. Trebuie să lupți pentru dreptul tău de a exista și de a fi bine. Da, cam atât am avut de spus. Deci ați înțeles ceva din toată asta? Sper că da. Asta e ideea principală. Ideea principală e că de acum înainte o să fac podcast, nu mai fac video cu fața mea de Jawa the Hutt. O să fac doar cu vocea mea. Sper că nu este enervantă. Eu zic că nu, pentru că de obicei pe mine mă enervează high-pitched voices. Adică ale pițigherii. Bună! Bună, fetelor! Ce mai faceți? Dar eu nu am așa. Și nici măcar nu fumez. E natural. Bine. Pa. Dacă aveți întrebări, dați comentarii.